Continuăm, doamnelor și domnilor, cu domnul Adrian Bușu. Acum am aflat și eu că sunteți prim... Adică, poate mi s-a mai spus, dar nu am reținut. Dar atenție, este o funcție, nu, e doar numit. Temporară. Nu. Și e numit, sigur că da. Negociată, ca să zic așa. Da. Așa cum negociat este și locul dumneavoastră pe lista Consiliului Județean. Locul 1. Da. Cu șanse, și aici vine întrebarea mea și v-aș ruga să explicați un pic care poate să fie jocul politic, cu șanse de a ajunge chiar președinte al Consiliului Județean. Am mai auzit această expresie, dar dați-mi voie să fiu un om modest. Alde, în momentul de față, în funcție de votul electorilor, își poate permite să gândească după 5 iunie. Până în 5 iunie nici nu vrem să ne gândim la așa ceva. Pentru că noi nu suntem un partid mare, nu suntem un partid consolidat la fel ca PSD-ul sau PNL. Dar putem face un scenariu. Scenariul poate exista, sigur. PSD și PNL iau același număr de consilieri, presupunem, da? Da. Nu fac o majoritate, n-au 50+1%. ALDE ia, câți vreți dumneavoastră? 3 consilieri, trei. E bine? Da. 3 consilieri, nici mult, nici puțin. O să mai intre încă cineva, nu știu, să zicem Partidul România Unită, zic. Posibil. Acum, după ce PRM a fost scos din jocul politic, eu cred că sunt șanse mari să intre și PRU sau cine știe cine o să mai intre, că nu îmi bag joc de munca nimănui și pot fi surprize organizatorice și atunci ALDE poate să facă jocurile. Da, corect, așa este. Aceste jocuri, totuși, imposibil să nu vă fi gândit. Cum le vedeți? Sigur că nu vreau să vindeți pielea ursului din pădure. E o rugăminte să explicați oamenilor cum s-ar putea întâmpla. În primul rând să nu uităm că la nivel național ALDE are o alianță cu Partidul Social Democrat. Sigur. Prima opțiune va fi o discuție cu liderii social-democrați în vederea stabilirii, așa cum a spus dumneavoastră, facem o regie, a unei majorități. Majoritatea care să se bazeze pe o înțelegere corectă și principială pe toată perioada mandatului de 4 ani. Deci să nu ne trezim cum ne-am trezit cu liberalii după 2 ani că se sucește vreuna din părți. Asta va fi o condiție sine non vanon, adică nimeni nu se mai schimbă. Ce stabilim acum e bătut în cuie pentru tot... Cu condiția să nu se schimbe ceva la București, pentru că... Aia, da, aia ar fi o chestiune care ne-ar putea da peste cap sigur. Această variantă. În ceea ce privește PNL-ul, eu cred că domnul Călin Popescu-Tăriceanu a fost extrem de clar, nu se fac alianțe cu PNL-ul. Bun. Încercați o variantă cu PSD și veți spune, dragă PSD, te rog să susții candidatura domnului Bușu pentru președinția Consiliului Județean. Acest lucru nu se poate face atâta timp cât nu ai o zestră de voturi. Păi nu, presupunem că aveți 3 consilieri. Eu sunt convins că aia va fi o discuție extrem de, să zic așa, tare, pentru că sunt convins că PSD-ul va dori să aibă președinte. Bine, bine, dar noi explicăm oamenilor acum. Da, există și varianta... Vă veți duce la PSD. Dragă da. PSD, te rog să fii de acord, va spune domnul Bușu, în calitate de negociator. De negociator. Să fii de acord cu... nu, va spune domnul Lovin, am vrut să zic. Am zis domnul Bușu? Da. Nu, va spune domnul Lovin, îi va spune domnului... Dar abia așteaptă să-i spună domnului Costi Rădulescu. Te rog să fie de acord cu președinția domnului Adrian Bușu. Dacă domnul Costi Rădulescu zice da, lucrurile sunt clare. Dumneavoastră președinte, PSD... un vicepreședinte, 2 vicepreședinți. Da? Corect, sunt clar. Corect. Dar domnul Costi o să spună nu, nu sunt de acord. Și atunci vă duce la PNL, domnul Buican. Nu există, ne vom duce, atâta timp cât de la nivel național s-a spus clar, PNL-ul este exclus de la negocierile post-locale. Serios? S-a da. Spus chiar așa? Adică da, 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 cu subiect eu și predicat. Asta n-am știut. Cu subiect și predicat. Deci nici în varianta în care PNL-ul v-ar susține, pentru nu cred asta. Haideți să discutăm un piculeț despre un principiu pe care eu l-am tot afirmat și o să-l afirm și în campania electorală. Eu am fost unul din oamenii care am detestat împărțirea politică a banilor la Consiliul Județean, făcută și pe timpul PSD-ului și pe timpul PNL-ului, mai ales acum. Am considerat că este un motiv pentru care județul nostru are o deficiență de dezvoltare destul de accentuată, atât timp cât presiunea să dăm banii se face pe culoarea politică a aleșilor locali. În acest moment, dacă, ce spuneți dumneavoastră în regia care am făcut-o împreună,
ar însemna accederea mea în funcția de președinte al Consiliului Județean, repartiția banilor care se fac. Bine. Nu, ascultați-mă, că asta este un principiu pe care nu îl înghite un partid mare. Deci, nu numirea mea, nu persoana mea sau persoana domnului Rădulescu vor fi impedimente sau, din contră, vor fi făgașuri pe care relația va curge. Nu. Ce vom face în Consiliul Județean va trebui să stabilim foarte clar. Nu vreau să plec nerămurit, ca să nu plece telespectatorii nerămuriți. În măsura în care negocierea cu PSD nu ar duce la rezultatul acesta, dumneavoastră președinte, v-ați duce sau ați începe negocierea cu PNL? Întrebarea pe care vă pun sună în felul următor. Ați refuza să fiți susținut de PNL pentru a fi președinte al Consiliului Județean? Asta este întrebarea. Eu sunt un tip disciplinat și ce v-am spus excede regia care am făcut-o noi, din partea Bucureștiului, ALDE nu dorește nicio colaborare cu Partidul Național Liberal. Și asta înseamnă că nici în plan local nu nici în plan local nu aș face niciun moment. Știți de ce vă întreb? Că da. Domnul, asta știu clar de la surse credibile, săptămâna trecută la o întâlnire cu activul din teritoriu, cu primar, cum cel mai fost pe acolo, domnul Buican dădea ca sigur faptul că va fi președintele Consiliului Județean susținut de două forțe politice. Una dintre ele, PER. Da, posibil. Sigur, lăsând la o parte că mi se pare un pic prezumțios să spui că PER-ul, consilierii ăia care vor ieși, vor vota cu tine, că tu n-ai de unde să știi în primul rând cine este. Și înseamnă că te antepronunți asupra conștiinței omului. Dar trec peste asta că se practică în România. Dar a zis cum? ALDE mă susține cu mine. Nu există nicio înțelegere, nici măcar o discuție. Îl respect eu personal pe domnul Buican, că este un politician versat, dar nu, nici n-a fost vorba să discutăm și oricum noi nu putem să discutăm, că n-avem ce discuta. Păi eu nu vă întreb dacă discutați acum, vă întreb de principiu și nu. Iar eu vă spun ce s-a spus de la București și nu comentăm mai mult decât poziția Bucureștiului. Dacă Bucureștiul ar schimba poziția, atunci, spuneți dumneavoastră, ar putea intra în calcul. Dar atât timp cât copreședintele național, domnul Călin Popescu Tăricianu, a spus opțiunea de negociere post-electorală este cu Partidul Social-Democrat, iar dacă nu vă înțelegeți, veți sprijini politica de dezvoltare a județului vostru, iar PNL-ul nu intră în discuție pentru nicio negociere. Da, foarte interesant. Nici domnul Lovin nu mi-a prezentat așa lucrurile, a lăsat un pic mai înceață, dumneavoastră sunteți foarte clar. În privința asta i-ați lămurit pe electori. Absolut. Este important să știe lumea ce se va întâmpla cu votul pe care îl dă dumneavoastră. Eu cred că în momentul de față, vă spun așa, PNL-ul are 50 de primari în funcție. Uh-huh. Din 89 de localități. Are primari care au făcut istorie în județul ăsta și vor face în continuare. Sunt oameni deosebiți pentru care am un respect mare, cu potențial de câștig, cred că încă 5 sau 6. Uh-huh. Eu cred că dacă toată lumea își face datoria la PNL și vor avea și o echipă de consilieri județeni modificată față de cea care a fost până în prezent, domnul Buican cred că nu va avea nevoie de nicio... Credeți că face majoritate? Va face 17 cu certitudine. Mm-hmm. Da, uite, pentru prima oară când aud chestia asta. Nu e un pic de satisfacție în ce spuneți dumneavoastră acum? Adică, domne, să moară capra lui Costi Rădulescu? Niciodată. Atenție, eu nu am plecat din PSD și consider pe cei de acolo dușmani și cu domnul Rădulescu. Că știți de ce vă întreb? Iertați-mă că vă întreb, domnul Rădulescu. Sondajele, nu pot eu să dau cifre că nu le am pe hârtie sondajele cu casă de sondare și așa mai departe, dar sondajele spun că PSD stă chiar și la nivel municipal, ca să nu mai zic la nivel județean, peste PNL. Rămâne de văzut, eu nu vreau să comentez situația de la municipiu. Știți că de câte ori am venit la dumneavoastră de emisiune, am considerat că prima opțiune la municipiu pentru PSD, atât timp cât am fost membru de partid, trebuia să o aibă domnul Matei. S-a făcut o numire de la București, eu cu Romeo Rădulescu nu am absolut nicio problemă, însă trebuie să vă spun un lucru peste care mi-a fost și mie foarte greu să trec. Indiferent cine era numit de București, putea să vină dintr-un alt spectru al politicii, dar nu de la PDL. Pentru că noi am avut cu PDL-ul adversități ideologice, adversități economice, noi am luptat împotriva PDL-ului și practic tu, partid,
considerat cel mai mare partid din țară. Sigur, pot să vă înțeleg. Îl nominalizez pe un fost adversar al nostru, care, atenție, nu a făcut niciun rabat din a critica PSD-ul sub nicio formă. Deci trecem peste persoana Romeo Rădulescu, care este o persoană onorabilă, jos cu pălăria. Nu am absolut nimic să-i reproșez. Dar ca politician, el s-a situat întotdeauna pe o poziție care nu mai permitea negocieri cu PSD-ul. Și uite acum, domnul Bușu, și eu vă spun asta, că oamenii se mai schimbă. Și discursurile se mai schimbă, pentru că eu nu mi-l imaginam pe Adrian Bușu venind vreodată în emisiunea mea să spună, doamne, după părerea mea, PNL-ul câștigă alegeri. Deci nu mi-imaginam. V-aș și spus-o și dacă eram la PSD. N-aș crea. Ba da. Deci, domnul Zmeuranu, haideți să vă spun o chestiune. Cea mai mare problemă a lui Cristian Buican nu este nici PSD-ul, nu este nici ALDE și nici PER-ul. Este PNL-ul. El, dacă s-ar întâmpla această regie ca el să câștige din prima majoritate, el va avea o mare problemă. Pentru că nu va mai avea un acar pe un. El atunci, ca și acum, va stăpâni județul. Că acum, să fim sinceri, PNL-ul stăpânește județul de un an și jumătate non-stop, pe toate direcțiile. Încă 4 ani de zile, PNL-ul s-ar uza foarte tare la conducere, dacă nu ar mai avea o altă formațiune politică cu care să împartă puterea. Dumneavoastră, cu subtilitatea noastră politică, pentru că trebuie să recunoaștem, vă știu de 7-8 ani de când fac emisiune aici, deci o bună subtilitate. Făcând această declarație, care mi se pare declarația, cea mai tare declarație pe care am auzit-o eu în Vâlcea de la 1 ianuarie până acum. Dom'le, după părerea mea, deci Bucureștiul ne-a spus să mergem cu PSD-ul, dar după părerea mea câștigă PNL-ul. Făcând această declarație, nu vă derutați electoratul? Nu. Nu vă derutați partidul? Nu vă derutați susținătorii? Că eu sunt sigur că presa, fiți atent ce vă spun, presa mâine, vai de capul ei ce o să scrie, după părerea mea. Haideți să vă spun. Adică ați făcut o declarație de cal troian aici. Sincer vă spun. Deci, pentru mine, pe mine, dacă vreți, nu mai putem să ștergem peste mâine. Nu este vorba de șters. Da. Atenție, nu trebuie să fim super optimiști sau super supărați pe situația existentă în politica vâlceană. ALDE are o singură soluție, să meargă înainte și să meargă înainte convinsă că poate câștiga cât mai mult. Dacă eu le spun fraților, nu va câștiga PNL-ul, vom câștiga noi, se culcă toată lumea pe ureche și zice... Nu cred că dumneavoastră puteți să spuneți va câștiga ALDE. Păi nu, dar nici nu vreau să le dau speranță deșertă că vom fi tura care se va plimba între regele alb și regele negru. Păi stați un pic, cu ALDE ar putea să voteze, cel puțin așa înțeleg de la domnul Treceanu, ALDE spune, noi suntem adevărați liberali. Corect. Ar putea să voteze liberali. Liberalii nemulțumiți de PNL. Corect. Dar noastră le transmiteți lor mesajul, băi, voi aveți grijă, consilieri și alții activiști, că PNL câștigă. Și atunci eu să spună, hopa, păi ne-a spus domnul Buș, nu mai votăm cu ALDE, votăm cu PNL-ul, că noi nu vrem să... Ascultați-mă. De eu vă ascult, nu, doar vă pun. ALDE își dorește în momentul de față, și nu trebuie să o spun eu, că s-a spus de la nivel național, promovarea unor oameni care cred în ideile liberale. Ideile liberale, când vom avea o emisiune la dispoziție, o să le discutăm, că practic și doctrina asta liberală a fost atât de contorsionată în politica asta post-decembristă, încât dacă uiei pe doctrină, nu prea mai regăsești mare lucru din doctrina liberală. Însă trebuie să fii lipsit de realism. Să nu constați că de un an și jumătate PNL-ul s-a întărit în județul Vâlcea, a ocupat gări, aeroporturi, drumuri naționale, munți, păduri, au 50 de primari în funcție, atenție, și noi ce să facem? Să dăm lozinci ca la călugăreni, 16.000 de români opresc, 120.000 de turci? Eu vreau să le spun electorii. La Mărășești, la Mărăș, la Uituz, la... Da, s-a putut, dar știți ce am făcut după aia? Am semnat pacea de la București. Da. În momentul de față, electorii care vor să vină spre ALDE trebuie să găsească în primul rând în echipa ALDE oameni de încredere, oameni care să considere că le reprezintă interesele. Ce vom câștiga noi va depinde foarte mult de imaginea care o vom crea în rândul acestor electori. Noi ca formațiune politică. Da, dumneavoastră spunând că va câștiga PNL-ul, în primul rând excludeți posibilitatea ca dumneavoastră să
să aveți vreo funcție în Consiliul Județean? Nu, eu vreau să merg până în 5 iunie să conving electoratul că echipa ALDE de la Consiliul Județean este în primul rând o echipă de oameni corecți, care dacă va avea un cuvânt de spus în Consiliul Județean... Nu mai are, că a câștigat PNL-ul. Deci dacă câștigă PNL-ul, am făcut o regie, atenție, cum am făcut și regia că aș putea eu ajunge. Dar primul lucru care și-l dorește ALDE este ca DNA-ul să nu ne mai viziteze la Consiliul Județean. Dacă vom obține 3 consilieri, dacă vom obține 1, dacă vom obține 5 sau 7, ăsta va fi crezul ALDE. Consiliul Județean trebuie să fie o instituție în care actele de corupție nu au ce să caute, în care toată lumea își face datoria față de județ. Dar în Consiliul Județean Vâlcea, majoritatea întotdeauna n-a stat de vorbă cu ceilalți, cu minoritatea. Și s-a văzut ce s-a întâmplat. Deci dacă câștigă PNL-ul, cum spuneți dumneavoastră, dumneavoastră puteți să defilați cu ce principii veți, că defilați pe aici, pe la mine, pe la emisiune. Păi și când am fost acum în opoziție de un an și jumătate, nu ne-am bătut deci, pentru... Domnul Zmeureanu, tocmai asta vreau să vadă electoratul. Când ai un partid monopol, se întâmplă ce se întâmplă în Vâlcea. Adică lucrurile merg prost. Degeaba am sărit noi în sus. Că uite, sunt în 2014 niște comune afectate cu 90% infrastructură distrusă. Majoritatea PNL a dat 0 lei. Ce mă surprinde pe mine? Că primarii care atunci au venit și au spus, domne, nenorociți, noi avem peste 90% din infrastructură distrusă, acum candidează pe lista PNL o parte din dânsii. Păi ca să nu mai aibă asemenea... 0 lei la alocări, da? Bun. Foarte simplu. Să știți că aici s-a gândit foarte bine. Bine, după părerea mea, infracțiune. Dar acum nu sunt eu judecător, nici procuror. Dar s-a gândit foarte bine. Te las să plângi de foame. Domnul Zmeureanu. După aia vii la sân. Un om care și-a pierdut totul, care i-a luat casa totul, nu poate să... casa, vă rog să mă scuzați, i-a luat apa casa și cu tot ce avea în ea, nu poate fi obiect de negociere între ieși cu minte și rămâi în PNL sau îți arătăm noi pisica. Păi uite că poate. Păi și asta este mesajul. Vreți un partid monopolist? Vreți ca PNL-ul să fie câștigător? Dați-i votul. Vreți să existe democrație și demnitate și corectitudine? Atunci aveți de unde alege în principal de la ALDE. Astea sunt cele două... Nu, păi, dar dumneavoastră v-ați antepronunțat, domnul Buș, eu nu vă las cu chestia asta, asta e declarația lui. Să... Și mă bucur că ați făcut-o la mine în emisiune. Da. Eu, unul, dacă aș m-aș retrage acum la mine la cabana cu un laptop în față și a scrie până mâine seară 25 de scenarii despre faceți, ce poate faceți, să însemnă. Nu mie, faceți formațiunii politice pe care eu reprezint cel mai mare avantaj dacă dumneavoastră comentați ce am spus eu acum că va câștiga PNL-ul. Iată, pentru că există curentul popular care s-a săturat de partidele monopoliste. Și asta s-a demonstrat din 2014, din noiembrie încoace. Dar știți care ar fi primul scenariu? Deci echipa PSD s-a dus la ALDE ca ALDE să stea cu minte să câștige echipa PNL. Nu există așa ceva. Eu vă ceva. Spun primul scenariu pe care vreau. Nu, aici sunteți dumneavoastră exagerat, pentru că dacă am făcut așa ceva, eu v-aș fi spus real că vom negocia cu PNL-ul, chiar dacă mai au nevoie de un vot, le vom da noi. Dar atâta timp cât v-am spus că nu va exista o negociere cu PNL-ul... Păi acum am înțeles de ce nu va exista, pentru că ei nu au nevoie de negocieri, că îi câștigă... Da, să demonstreze că... Eu v-am spus, există și această posibilitate. Bun, foarte interesant. Să o lăsăm, să-i lăsăm, să știți că eu nu vreau să scriu nimic. Eu mă bucur că ați dat declarația la mine, o să o pun și în ziar, să o ia să o comenteze colegii mei, să întorcă pe toate cățele. După părerea mea este cea mai... Haideți că am primit și un SMS. Am primit SMS, ce-i comentează lumea, și vreau să știu dacă pot să spun cine a spus, că nu mai știu cum e cu SMS-urile. Până nu aflu, nu îl citesc. Ce eu pot să-l citesc, dar nu știu dacă să mi se precizez. Se spune așa, și-a dat cu stângul în dreptul, halal strategie politică, eu nu mai cred în ce spune domnul Bușu cu toată diplomația domniei sale, zice domnul Florin Brăgău. Deci este... Mă rog, știți ce lipsește omului politic care tocmai l-ați precizat? Realismul. Deci, eu nu vreau să fiu un tip ireal
într-o lume care are nevoie de măcar un dram de adevăr. Când ai 50 de primari în funcție și stăpânești tot județul, este clar că ai prima șansă. Degeaba ne umflăm noi ca Broscoiu, care vrea să pară luptător de wrestling. Dar mă rog, fiecare este în drept să aprecieze. Da, mă rog, și politica dumneavoastră personal și a partidului noastră nu poate contesta nimeni. Dacă ăsta e mesajul, că de fapt aici despre ce vorbim, nu despre că nu sunteți ziarist, să ziceți, domne, eu vreau să fiu obiectiv. Vorbim despre mesajele pe care le dați, da, absolut, electoratului. Și asta ați dat un mesaj electoratului. Da, corect. Acum spunând, atenție, și o să spuneți că e un mesaj otrăvit între ghilimele, ca să fie lumea atentă să nu câștige. Dom'le, eu am și spus, un partid monopolist care de un an și jumătate conduce județul cu modul ăsta, este un pericol dacă mergem și în continuare. Bun. Păi în cazul ăsta, la municipiu, că dacă PNL-ul câștigă la județ, la municipiu cine câștigă? Sper colegul meu să aibă o prestație foarte bună. El este motivat, Remus Grigorescu. Îl vom ajuta. E în momentul de față în alcătuirea unei echipe care sper să demonstreze că există și o altă variantă de politică, deci o echipă formată din cine oameni. Cine câștigă? Spuneți că la județ în momentul de față lupta se va da între domnul Gutău și Remus Grigorescu. Și cine câștigă? Asta numai electoratul știe. Stați că la PNL a zis că nu știe electoratul, la județ? Știți dumneavoastră. Nu, la nu, județ, în momentul de față rămâne de văzut ce va spune electoratul municipal. Stați puțin. La județ a zis că gata, știți, câștigă PNL. Am făcut o regie, dar și v-am spus, din punctul meu de vedere, câștigă într-o regie, pot să câștige PNL-ul. Și care acum, cine? Din punctul nostru de vedere, cine câștigă aici? Eu sper că în bătălia între Mircea Gutău și Remus Grigorescu, automat să câștige... Nu sper, că nu mi-a zis... Domnul Zmeureanu, atenție! Eu nu sunt urmașul lui Mama Omida. Ca să vă dau o certitudine. Eu avansez un punct de vedere și îl voi susține pe Remus Grigorescu până în ultima clipă pentru câștigarea municipiului. Da. Mă rog, domnul Brăgău ar mai comenta cu dumneavoastră, spune că din nefericire dânsul este realist și niciodată n-a spus să se câștige 10 consilieri. Am spus că nu aveți dumneavoastră o strategie. Da. Însă vă dă dreptate cu monopolismul PNL. Este o intoxicație economică și de dezvoltare a județului. S-a dovedit de un an și jumătate cu conducerea PNL, da. Bine, păi n-ați vrut să o duceți până la capăt, să băgați cuțitul până la capăt. Nu. Atenție. Nu câștigă domnul Gric Crăciunescu? Din punctul meu de vedere, nu. Nici o șansă? În primul rând, din câte văd, partidul nu prea susține pe domnul Iasa. Cel puțin așa e ce se vede din afară. Eu nu știu ce e în interior, dar din exterior cam așa s-ar vedea, că organizația PNL de la municipiul Nicu Vâlcea e în stand-by, nu în acțiune. Da, corect, mai ales că au și luat, foarte ciudat, au luat sloganul domnului Romeo Rădulescu. Eu am rămas, vă spun, când am văzut, am zis, domnule, nu se... cineva le joacă o festă sau vor scandal ca să se afle ceva și despre domnul Crăciunescu. N-am să înțeleg niciodată, mai ales că e un slogan plistichiu și mie nu mi-a plăcut niciodată, pentru normalitate. V-aș pune o întrebare, că dacă îmi permite, ce o fi însemnând normalitate în ziua de astăzi? Nu știu, dar e așa, e apă de ploaie sloganul ăsta. A fost apă de ploaie la domnul Romeo Rădulescu, e apă de ploaie la domnul Gric Crăciunescu și culmea este că e o copie, un plagiat pe nimic, ca să Cred că a fost o idee nefericită. Probabil că cei din echipa de campanie nu au fost atenți. Da, nu au fost atenți, au rămas setați. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru generoasa declarație pe care ați făcut-o. Rog pe colegii din presa scrisă să-și ascultă pixurile, de-abia aștept să citesc, să văd cum interpretează ce a spus domnul Adrian Bușu. Vă mai poftesc pe la emisiune și de pe dată veniți cu câte o declarație din asta ca să avem și noi ce comenta. Noi ne revedem mâine seară la ora 20, domnilor și domnilor. La revedere!